Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 2 iunie 2024. Ce spune lumea despre tine? Se răspândește zvonul că tu... Neemia, capitolul 6, versetul 6. Pentru a-l împiedica pe Neemia să reconstruiască zidurile Ierusalimului, dușmanii săi au început să răspândească zvonul despre el. Citim în versetul 6 din capitolul 6: Se răspândește zvonul printre popoare că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul și că tu vei ajunge împăratul lor. Am încheiat citatul. Nu vei putea controla ce gândesc oamenii și nu-i vei putea împiedica să vorbească, dar poți decide cum să răspunzi. Neemia a făcut-o astfel. Versetele 3 și 4 din Neemia 6. Le-am trimis Sol cu următorul răspuns: Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Mi-au făcut în 4 rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Am încheiat citatul. Din această istorie putem reține 3 învățături importante. Prima, să refuzăm să acordăm unui critic mai multă atenție decât i-am acorda unui prieten. Pentru Neemia, oamenii care au contat au fost aceia care au stat de partea lui și nu cei care erau împotriva lui. Așa că în loc să încerce să schimbe păreri, el a schimbat vitezele și a mers înainte. A doua învățătură. Să acceptăm că odată cu oportunitatea vine și adversitatea. Pavel scria în 1 Corinteni capitolul 16, versetul 9, că i s-a deschis o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, critica este un semn de respect. Dacă nu ai avea valoare, oamenii nici măcar nu te-ar observa. Și a treia învățătură? Să nu uităm că bătăliile grele sunt cele care produc marile victorii. Satan nu ne va trimite o felicitare pentru că am decis să facem voia lui Dumnezeu, ci se va lupta cu noi și se va împotrivi la fiecare pas. Să nu uităm niciun moment că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. 1 Ioan 4, versetul 4. Așadar, adu-ți aminte în fiecare moment că Dumnezeu este de partea ta, iar cu El alături, victoria este asigurată.